Salut, sunt Vlad Bills. Vă uitați la High Life. Salutare tuturor, sunt Vlad Bills și bine ați venit la High Life. În acest episod vorbim despre cocaină, drogul pe care nu mi-l permit. Cocaina sau coxul are mai multe proprietăți printre care cea mai importantă este faptul că e scumpă se vinde la prețul de 450 de lei gramul, adică 0,8 în toată țara, inclusiv în București și poate iei un gram întreg la 450 de lei, iar dacă îl vrei netăiat, nici cu cafeină, nici cu mefedrină, nici cu alte lucruri, se vinde la prețul de 500 de lei gramul. Ca să înțelegeți cât de scumpă este, un gram de aur la cursul BNR Astăzi, 31 martie 2023, este 283 de lei. Deci, fără nicio metaforă și fără nicio figură de stil, cocaina este mai scumpă decât aurul. Dacă totuși nu ați înțeles cât de scumpă este, facem următorul calcul. Un gram de iarbă este 50 de lei, o pastilă de ecstasy este 50 de lei, o porție de MD este 50 de lei, o porție de ciuperci este 50 de lei, un timbru este 50 de lei și un gram de speed este 50 de a 100 de lei. Deci cocaina este mai scumpă decât toate drogurile la un loc. De bani ăștia îți poți lua toate drogurile la un loc, sau poți face alegeri mult mai sănătoase. Problema este că oamenii care de obicei își cumpără așa ceva nu se opresc doar la 1G pe lună, ajung la 2, 3, 4G-uri pe lună, ajung să dea un salariu minim pe economie pe așa ceva, ceea ce mie personal mi se pare foarte stupid. De bani ea poți să-ți iei un câine, poți să faci niște studii, să, eu știu să-ți iei carnetul la școala de șoferi, să faci niște cursuri, să faci lucruri mai bune cu banii, să-ți niște haine, să faci lucruri mai bune cu banii. Am apreciat mai mult oamenii care, să zicem, au așa un shopping spree, dar dau banii pe haine, pe Jordan, pe ceasuri, pe uh, șepci, pe laptopuri, decât să dea banii pe droguri și bilete la partiuri, pentru că în momentul în care, să zicem că se întâmplă, să ai o perioadă mai proastă financiar vorbind, poți să vinzi lucrurile, poți să mănânci din hainele pe care le-ai cumpărat, dar dacă ai dat toți banii pe droage, zero bani de mâncare după aia, nu mai ai ce să recuperezi din nicio investiție. Pentru cine se întreabă cât îți ajunge un gram de cocaină, răspunsul meu este ăsta, 0,1 grame îți ajunge ca să faci două linii maxim 3 linii. Nu am văzut pe nimeni să facă 4 linii, cum nu am văzut pe nimeni să facă o linie dintr-un 0-1, deci îți vin undeva la 16-24 de linii dintr-un 0-8, adică dintr-un gram de cocaină, ceea ce nu este foarte mult, mai ales că de obicei o împarți cu ceilalți, o mai dai pe la prieteni, mai faci pușcărie două luni cum am făcut eu și atunci nu ți ajunge foarte mult timp, se termină repede și are un efect de scurtă durată, nu este ca amfetamina să țină foarte mult, ține jumătate de oră, maxim o oră. Și dacă vă mai amintiți comparația mea cu episodul anterior cu speed, cocaina pentru săraci, la cocaină nu ți se taie pofta de mâncare și nu ți se taie somnul atât de mult. Se poate taia și de la asta, dar despre asta o să vorbim puțin mai târziu. Pese afirmațiile de genul că dacă o iei și e sub formă de piatră, e mai pură, e mai neîndoită sau dacă miroase a benzină este mai neîndoită, sunt o vrejală, ok, poate fi îndoită cu mefedrină, de exemplu, și atunci sunt pietricele în ea asta, nu înseamnă că e pură, la fel de bine cum poate fi lăsat plicul într-o canistră de benzină ca să miroase a benzină. Contează foarte mult să ai încredere în băiatul care ți-o dă și dacă o iei de pe stradă, cum se întâmplă în străinătate, sunt șanse foarte mari să-ți iei țeapă, adică să nu te spargă deloc sau să iei niște lucruri foarte rele pentru sănătate. De aceea, în străinătate, în țările dezvoltate, cum ar fi Olanda sau Anglia, oamenii care dau, să zicem, 100 de lire pe un gram jumătate, da, e mai ieftin puțin că e mai aproape de Columbia, Marea Britanie. Oamenii ăștia de obicei și iau și teste ca să testeze marfa să vadă că nu e o mizerie. Asta fac oamenii cu scaun la cap care chiar le pasă de sănătatea lor. Faptul că nu o să-l mai găsești pe negrul ăla pe stradă care ți-a dat-o să-i ceri banii înapoi e partea a doua. Nici nu vrei să te, ba să te bați cu negri din Albania în Marea Britanie, în Bristol, dar măcar ai grijă de sănătatea ta când consumi lucrurile astea. Al doilea lucru pe care trebuie să-l știți despre cox, despre coco, cocos, coca tare ca roca sau cum vreți voi să-i spuneți, dă dependență foarte mare. Este un drog care mi-a dat dependență de la prima noapte de utilizare de la prima noapte țin minte că m-am dus cu niște prieteni acasă să facem niște linii, 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 nu dăm nume, nu dăm adrese, dar am făcut linii cu prietenii mei toată noaptea și dimineață deja experimentam sevrajul, faptul că voiam mai mult și mai mult și nu aveam de unde începusem să tremur din toate încheieturile, nu aveam de unde să mai iau aveam la un moment dat o glumă despre asta la stand-up, faptul că cea mai proastă parte la Cox este faptul că se termină, nimic mai adevărat decât atât, pentru că devine un șoc faptul că s-a terminat. Cocaina îți dă o senzație de putere și de tupeu și de încredere în sine pe care foarte mulți oameni poate nu au mai experimentat-o atât de intens până acum. Prima oară când am consumat asta am fost la modul wow, Asta mi-a lipsit până acum în viață, deoarece eu în copilăria mea eram un om cu o stimă de sine destul de scăzută, o încredere în mine destul de scăzută, cu o părere destul de proastă despre mine însumi și care nu îmi spuneam lucruri frumoase mie însumi. Eu ca să mă înțelegeți de unde lucrurile astea, am trăit într-o familie unde părinții mei și dacă luam 9 la școală mă întrebau de ce n-am luat 10 și dacă mă bătea un copil afară, era tot vina mea că mă bătea copilul ăla, și mereu făceam ceva greșit, mereu eram criticat pentru lucruri care poate în alte familii treceau neobservate. Și atunci, când am luat prima oară cocaina, am zis, wow, în sfârșit pot să fiu actorul principal în rolul vieții mele, cum mi se părea atunci. Era o stare de extaz și de energie cum nu mai văzusem până atunci și simțeam foarte multă putere în mine. Nu era moleșa la aia ca la alcool sau la MDMA în care, ok, îți dă niște sentimente de iubire cum e MD-ul sau un tupeu cum e alcoolul, dar te și moleșește puțin. Nu, era agitație și tupeu la maxim. Am apreciat foarte mult pe Cox faptul că nu mai stăteam să fac people pleasing, să-mi pese de părerile altora, să am o frică de abandon, să am o teamă de respingere. Trăiam viața la o viteză mai accelerată și o stare de mândrie interioară, cum nu mai întâlnisem până atunci, de la excitante. Cum nu mai întâlnisem nici măcar în mediul familiar, părinții mei nu mi-au spus niciodată că sunt mândri de mine. Nici măcar când am început să fac stand-up, când am făcut stand-up în Mangalia, în orașul meu natal, mama mi-a zis, te-am trimis la facultate ca să ajungi să spui bancuri prin baruri, eu care aveam show la Casa de Cultură din Mangalia. Nu mi-a zis, vai fiul meu, ce bine că ai tupeul ăsta extraordinar să vorbești în fața sute de oameni, să-ți expui punctele de vedere într-o manieră amuzantă, nu era cazul în familia mea. Acum, adevărul este că dacă tragi prea mult, poate să îți dea anxietate, asta e valabil la orice ați lua și la MD-ul, indiferent că îți dă starea aia de iubire interioară, dacă, dacă tragi prea mult sau înghiți prea mult MD, o să-ți ia cu anxietate, cu panică. La LSD e la fel, nu m-am speriat niciodată atât de tare de la nimic cum am speriat de la LSD. O să facem un episod special despre asta. Ok? Sau se mai întâmplă să îți dea cu anxietate în momentul în care se termină efectul, pentru că cu cât te ridică mai sus, deși doboare cocaina și atunci se întâmplă ori să ai stări de depresie, tremurat, anxietate și o agitație în sensul de ești mai ursuz, ești mai panicat, ochii în stânga și în dreapta, poate mai găsești undeva cox să mai trage o linie. Vreau să vă spun că de când am început proiectul cu High Life au fost mulți oameni care mi-au scris în privat dacă pot să-i ajut cu dependența de, de cocos, eu l-am recomandat să meargă la un psiholog pentru problemele astea și ei au zis nu, vreau să fac cu tine și am empatizat maxim cu ei pentru că și eu am avut mulți prieteni care au trecut prin aceleași dependențe, niște oameni absolut superbi, niște oameni care aduc valoare societății, niște oameni care excelează în diverse domenii, în sport, în uh, showbiz, să zicem așa, deși e un miraj showbizul ăsta în mediul de afaceri peste tot și aveau probleme de genul. Nu erau niște boschetari care suflau într-o pungă de lipici dependenți după heroină, lovea în păturile mai de sus ale societății. Cum am reușit eu să mă țin departe de dependențe, în primul rând de dependența de weed care a fost cea mai puternică pentru mine după care de dependența de cox și dependența de MD? În primul rând am găsit în cartea Atomic Habits scrisă de James Clear următorul lucru. În momentul în care vrei să faci față tentației, încerci să eviți tentația decât să-i reziști. Ce înseamnă lucrul ăsta? Unul la mână nu am mai ținut droguri în casă, absolut nimic, nici weed, nici cox, nici MD, absolut nimic. Doi la mână am evitat pe cât posibil locurile unde se întâmplă asta ca să nu fiu tentat să se repete. De exemplu, tu vrei să te lași de fumat, nu te duci la locul de fumat de la job. Vrei să te lași de cox, nu te duci în cluburi, în Mamaia, unde știi că se consumă în lucruri de genul, sau în București. Dacă totuși sunt oameni care simt că au o problemă foarte serioasă, adică poate au ani întregi de consum, poate li s-a impregnat asta în creier și hai să spunem că le e rușine sau e jene sau nu, Hai să, spunem că ele, hai să spunem că le rușine sau le e jenă sau n-au încredere să vorbească cu un psiholog, cu un terapeut, cu o persoană acreditată despre problemele lor cu dependența. Puteți să îmi dați un mesaj pe Instagram unde să vorbim despre lucrurile acestea și vă ajut cu plăcere pentru că și eu am avut nevoie de ajutor în trecut și din păcate nu m-a ajutat nimeni. Deci știu cum e să ai nevoie de ajutor, și să nu te ajute nimeni. Aș vrea să vă spun că suntem susținuți de Pepsi sau Glo, dar din păcate nu suntem. Eu în momentul de față încerc să formez o comunitate pe Patreon, am făcut un canal de Discord, răspund la QA-uri, la întrebări de natură juridică, îmi doresc cât mai mult să adun niște oameni în jurul meu, să pot să continui proiectul cu High Life și să fac episoade din ce în ce mai bune pe viitor. Aștept întrebările voastre acolo unde o să fac niște episoade speciale și pentru Patreon. Ăsta a fost episodul despre Cox. O să urmeze un episod despre LSD, Liga Superioară a Drogurilor. Vă mulțumesc și să aveți o seară plăcută în continuare.